Salutare! Cu ocazia apariției unor titluri foarte interesante la editura Herald, care cumva deschid calea către budismul tibetan și către Dzogchen, ne-am gândit că ar fi de mare ajutor să cunoaștem mai multe despre Dzogchen și despre budismul tibetan, iar acest lucru cum am putea să-l facem mai bine decât vorbind cu persoane care chiar se dedică acestui domeniu și care au foarte multă experiență. De aceea astăzi o avem alături de noi pe Oana Marcu, care are un CV impresionant, este psiholog, antropolog, a realizat foarte multă cercetare în Italia, în România, în Africa, chiar și în zone foarte dure și defavorizate. A fost lector la Universitatea Catolică din Milano timp de 10 ani și a lucrat în cercetare. Acum 11 ani a început să practice Yantra Yoga și l-a cunoscut pe maestrul Namkhai Norbu în Italia, la Merigar West. Din 2016 este autorizată de maestrul Namkhai Norbu să predea Yantra Yoga și a predat în Italia, în Regatul Unit, în România, în Tenerife, în foarte multe locuri, are foarte multă experiență pe acest plan. Iar din 2020 s-a implicat în activitățile de la Merigar East, unde în prezent organizează cursurile și practic este 24 de ore din 24 prezentă acolo. Deci, Oana, cum a fost întâlnirea cu Namkhai Norbu și ce te-a captivat, ce te-a inspirat la primul contact cu învățătura Dzogchen? A fost o surpriză pentru mine, pentru că nu am căutat în mod special să cunosc un maestru sau să cunosc niște învățături, ci pur și simplu am ajuns acolo, am fost invitată de niște prieteni și am decis să particip la primul meu retreat, unde am primit aceste învățături și chiar inițiere mai formală de la maestru Namkhai Norbu și fără să îmi propun neapărat asta în mod foarte intenționat, am simțit în lunile următoare dorința de a continua să practic ceea ce am învățat acolo. Și am răspuns acestei dorințe, am început să învăț Yantra Yoga la Milano, locuiam în perioada respectivă și cunoscând Yantra Yoga am avut pentru prima dată percepția a cât de benefic poate să fie pentru viața mea de zi cu zi, inițial. Am simțit, să zicem, partea mai concretă, cât de bine îmi schimba starea de spirit și energia pozitivă pe care mi-o dădea. Iar apoi de la Yantra Yoga am început să practic și alte practici, să particip la mai multe retreat-uri, să primesc și alte tipuri de învățături. A fost, să zicem, o chemare destul de spontană, nu o căutare intelectuală, să zic. A fost o întâmplare foarte fericită. Așa este, într-adevăr, învățăturile Dzogchen și în special Yantra Yoga sunt o trăire foarte concretă care te schimbă chiar în momentul în care ai contact cu aceste învățături. Ce ne poți spune despre centrul, despre comunitatea internațională Dzogchen, despre cât este de răspândită, despre centrele comunității? Din câte știu eu, sunt în toată lumea, de la Australia până la America de Sud. Maestrul Namkhai Norbu a reușit să creeze o adevărată comunitate care practic a legat nu doar indivizi și țări, ci chiar continente. Da, așa este. Maestrul a călătorit foarte mult și a predat în diferite țări. În decursul unui an, fiecărui an al vieții lui, călătoria, avea, să zic, 10 retreat-uri în diferite țări, pe alte continente. La aceste retreat-uri participau sute de persoane de fiecare dată, pentru că un maestru autentic are și această capacitate de a atrage persoanele care vor să-l cunoască, vor să primească învățături în mod natural, prin claritatea, prin puterea învățăturilor pe care le transmite. Și ca o consecință, persoanele au început să se organizeze pentru a
face ca aceste retreat-uri să fie posibile, pentru a ține aceste retreat-uri, pentru a construi spațiile în care retreat-urile să aibă loc. Așa s-au născut diferitele centru. Primul centru înființat a fost în Italia, în America West, unde am fost și eu de mai multe ori. Este un centru minunat cu un templu, Gompa se numește, în zona munților Amiata, muntelui Amiata. Iar treptat au apărut diferite alte centre. Persoanele din orașe se organizează în linguri, le numim, ling înseamnă loc. Mici comunități de 20, 30, 100 de persoane care se întâlnesc pentru a practica împreună. În foarte multe orașe există aceste linguri, iar garurile, ca și Merigar, Merigar East, Merigar West, sunt centre mai mari care reunesc comunități din mai multe țări, mai multe linguri se reunesc și sunt locații, de obicei, niște locații frumoase în care persoanele se poată să fie să aibă și o experiență plăcută a naturii înconjurătoare. Oamenii petrec timp acolo și să se relaxeze și să meargă în vacanță. Deci nu doar, nu trebuie să fie ceva auster, nu poate să fie ceva frumos, așa, care să ne încânte, să ne ajute să ne relaxăm. Merigar East este centrul est european. Avem membri din toată Europa de Est. Avem în jur de 1000 de membri și organizăm evenimente la care persoanele participă, mai ales vara. Desigur, noi suntem la mare, în localitatea 23 August. Persoanele vin aici mai ales vara, dar organizăm și evenimente online. Deci acești membri din toată Europa de Est participă în diferite forme, prin prezență sau online. Este foarte interesant că probabil cel mai mare centru din estul Europei este chiar la noi în țară, chiar în 23 august, foarte aproape de București, practic se poate ajunge foarte ușor acolo. Drumul e super, se ajunge, nu știu, cred că am făcut ultima oră până la voi cam 2 ore, 2 ore și un pic. Deci este foarte accesibil. Și dacă poți să ne mai spui cam ce activități se desfășoară în Merigar East, pentru că am observat că în afară de practicile consacrate Dzogchen, printre care Yantra Yoga, diferite alte lucruri care țin de cultura tibetană, orice practic, de la istorie până la astrologie, până la diverse tradiții, sunt și alte activități foarte interesante pe care le aveți. Ultima oară am participat la o activitate de permacultură și mi s-a părut extraordinar. Ce ne poți spune despre toate aceste activități atât de diverse? Da, ne place ideea de a organiza activități care să fie deschise tuturor, tuturor vârstelor, tuturor capacităților și chiar dacă nu sunt neapărat în mod explicit activități de meditație, sunt totuși activități care sunt legate, ecologia în general este legată de viziunea Dzogchen despre evoluție, despre cum putem să trăim în mod mai armonios în lumea aceasta. Și da, organizăm cursuri de Yantra Yoga, organizăm sesiuni de meditație. De exemplu, în vară avem deja programate diferite evenimente de acest tip. La începutul lunii iulie, Yantra Yoga, în august, evenimente de meditație. Persoanele care vor să încerce Yantra Yoga pot să o facă și prin cursurile online pe care le organizăm sau pot să vină aici și să solicite. Da, mi-ar plăcea să încerc și se găsește ocazia. De asemenea, pe domeniul acest domeniu artă și cultură tibetană, pe lângă susținerea traducătorilor în publicarea acestor volume despre care vorbim, pe care editura Herald le-a publicat recent. Lucrăm și în domeniul artei, astrologiei tibetane. În această vară, expertul în astrologie și artă tibetană, Mi'kmaq Tsering, va fi în luna iulie
prezent aici, desigur va ține niște cursuri sau seminarii. Este foarte interesant, astrologia tibetană este un domeniu mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant și de complex și el de multe ori ne dă ocazia să mai aflăm câte ceva din asta. Iar de asemenea, în clădirile pe care le avem aici, în Gompa, se pot observa anumite elemente legate de arta tibetană și de modul în care artele sacre sunt realizate, sunt continuate astăzi, chiar cu infuze de elemente contemporane, nu? Iar despre proiectul de permacultură, pot să spun că ne interesează foarte mult să dezvoltăm aici un mediu cât mai plăcut, cât mai verde, cât mai prietenos și echilibrat din punct de vedere natural. Și la asta ne ajută voluntarii noștri, ca Vlad și alți voluntari care vin să dea o mână de ajutor, să petreacă timp în natură și să planteze copaci, să aibă grijă de copaci. Noi punem la dispoziție și expertiza necesară persoane care sunt pricepute în acest domeniu și care învață sau susțin activitățile astea. Și așteptăm cât mai mulți voluntari pentru proiectul de permacultură. Da, eu am învățat foarte multe la proiectul de permacultură și îmi place foarte mult că acolo merigaristul a devenit ca un fel de oază de vegetație, pentru că, după cum se știe, acolo în apropierea mării clima este foarte dură, vânturile sunt puternice, umezeală, frig și vegetația este săracă. Dar merigar este exact ca o... este, parcă intri într-o altă lume, plin de vegetație și e... te scoate puțin te surprinde și te introduce cumva într-o lume a liniștii interioare. Da. Bine, Oana, mulțumim mult de tot pentru că ne-ai Nici spus mai atât de multe și mulțumesc, că ai fost alături de noi. Vlad. Mulțumesc, Vlad.